Dar nu creadă lumea că nu... Da? O să ne arăți, Vivi? De ce? Ești ceva? Gata. Vivi, de ce ai venit la sediul Clubului Petrol? În primul rând pentru că mi-era dor de stadion. E casa mea. Eu am făcut-o de la zero împreună cu fostul primar și suporterii, cu tot ceea ce înseamnă Ploieștiul. În al doilea rând am depus o scrisoare de intenție din partea a 4 firme din Ploiești, oameni interesați să preia acțiunile SCFC Petrolul Ploiești S.A. Ai depus documentul așa cum își dorea și patronul Dan Capră? Da, pentru că îmi spunea că sunt numai vorbe. Eu am crezut în vorbele lui că va da echipa pe gratis, așa cum i-a spus în două rânduri și la întâlnirea pe care am avut-o și pe telefon, și că nu vine nimeni. Uite, până la urmă a venit, ne-a arătat cheile la ultima apariție televizată că să vină cineva să ia cheile, noi am venit să luăm cheile, să ni le dea. Și l-ai găsit? N-am urcat până la birou, am fost jos la secretariat, am depus această scrisoare de garanție, am primit un număr pe ea și acum așteptăm, pentru că în 7 zile trebuie să ne dea un răspuns. Dan Capro spunea că tu nu ai mai prezenta garanții, nu mai are încredere în tine, având în vedere ultimele apariții ale tale. L-aș întreba când eram un om de onoare, atunci când îi țineam fetița în brațe la botez și l-am ajutat tot timpul în viață, sau acum când el încearcă să denatureze adevărul. Cum ar arăta Petrolul cu un nou acționariat? Mult mai bine decât acum, mai rău decât este în momentul actual, cred că Petrolul nu are cum să arate. Dan Capră va ține cont de acest document și va lua în serios oferta? Noi, petroliștii, sperăm că da. Toți ne dorim ca Petrolul să nu moară, toți ne dorim ca Petrolul să fie ce a fost, să întoarcă lumea la stadion și să ne bucurăm de această echipă și de acest stadion. Sincer, tu crezi că prin acest nou demers se va schimba ceva? Sunt puțin sceptic, dar... cine știe? Sperăm.